O nouă piesă a trupei moldovenești acord, lansată în direct la matinalul efervescent de la Național FM. Igor Sârbu și Eduard Malareu au lansat noua piesă, „Cinei soarele tău, alături de gazdele Mihai Găinușă și Ioana Paraschiv. o discuție foarte frumoasă cu Mihai și Oana. Ne bucurăm că în sfârșit am ajuns cu piesa nouă și la Național FM. După piesele Unde, unde și prizoniera, am venit și cu o premieră. Cine-i soarele tău, așa se numește piesa și a fost foarte vesel în această dimineață, chiar ne-am energizat așa, ne-am revigorat emoțional, e o atmosferă superbă la națională FM, ne bucurăm că publicul din România ne-a pus foarte multe întrebări și ne-a răspuns cine este soarele lor și abia așteptăm să revenim. Și noi vă dorim, Național FM, să creșteți tot mai mari și mai populari și să aveți ascultători fideli. Doamne ajută! Trupa Acord, care a lansat o piesă. Da, Trupa Acord din Chișinău. Cea mai ascultată trupă pop din Republica Moldova a fost astăzi în studioul nostru cu o piesă nouă. Tu ești soarele meu? Eu nu, dar uh, să sperăm că cineva este soarele tău. <laughs> Așa se cheamă piesa. Uh, nu, niște mă, băieți, nu, super se băieți. Se piesa. A doua premieră foarte importantă este că în programul nostru special uh, da. s-au împlinit 8 miliarde de pământeni da. pe tera, doamnelor Corect. și domnilor. Practic, pentru programul nostru astăzi s-a da, întâmplat da, da. acest moment. Mulțumim tuturor <laughs> celor de pe pământ și vă că urmăriți matinale fervescent la Național FM. Trupa acord se bucură de popularitate atât pe plan local cât și în diaspora. Cei doi soliști au concertat în Uniunea Europeană, Marea Britanie, Statele Unite și Canada, iar acum două săptămâni au revenit din Amsterdam, unde au cântat pentru diaspora moldovenească, românească, dar și cea ucrainană din Olanda.